Au venit ăștia doi care se iubesc și mă enervează. Îi prezint? Întâi materialul? Da, bine. În sfârșit. Mă enervează ăștia doi. Maxerii. Doi au familia senzație. Copilul e senzație. Ei se iubesc senzație. El o iubește pe ea, ea îi face surprize lui. Chiar așa? Și nu vă impresionează nici faptul că am ieșit la masă cu Vlădău? Material, mă întorc o bârfă. La mulți ani, să fii sănătos, că fericit și împlinit văd că ești. Mulțumesc, mulțumesc. Uite, deschid cadou și... Unul dintre. De la cine? Este de la verișoara mea, singura verișoară primară pe care o am și care este o pictoriță deosebită, cu toate că e arhitectă. Vai, uite ce frumos e! Mulțumim! Zi-mi sincer, te așteptai la surpriza asta? Mă așteptam la o surpriză, dar nu la asta. De-aia mi-a zis, o să-ți fac o surpriză de ziua ta, atunci când eu i-am spus că nu vreau anul ăsta petrecere. Nu am energie, n-am energia să organizez o astfel de petrecere. Eu nu știu de unde a luat-o ea, o felicit și mulțumesc. Deci a fost ceva incredibil. Eu consider că atunci când iubești poți să faci astfel de lucruri. Două săptămâni, câte? Două? O lună de zile am muncit? Uite, te-a făcut surpriză, acum tu ești dator cu niște cuvinte frumoase. O iubesc și cred că e cea mai frumoasă declarație de dragoste atunci când atâta timp stai să împlinești visul soțului tău, fiindcă la un moment dat ea m-a întrebat acum câțiva ani, ce-ți dorești tu cel mai mult de ziua ta? Și i-am spus, niciodată n-am avut o petrecere surpriză, că n-am avut cine să-mi facă. Cred că mulți dintre noi n-am avut o petrecere surpriză. Dumneavoastră, ați avut vreodată parte de o petrecere surpriză ca asta? Da, de mai multe ori. Serios? Pe cuvânt. Nu, n-am avut parte de petreceri surpriză, așa că, dragii mei admiratori, organizați-mi și mie o petrecere surpriză, că sunt o femeie liberă. Da. Una danse, se la vi, la 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 la. Am avut și eu petreceri surpriză, așa, ușor mai micuțe, mai modeste, după bugetul iubitului. Tu ai pregătit vreodată lui Radu o surpriză de genul ăsta? Da, i-am făcut și eu odată surpriză de ziua lui. Mi-a făcut și el. Da, e ok. Sunt frumoase astea, sunt frumoase. Spune sincer, tu ai avut vreodată parte de o petrecere surpriză? Sincer, nu. Chiar mă gândeam că nu mi-a făcut nimeni o petrecere surpriză. Și trebuie să fie și surprinzător și emoționant totodată. Mă pun în pielea lui. E plăcut. Așa că aviz celor ce vor să mă surprindă pe viitor. La mulți ani, să fie sănătos, că fericit este, sănătate, împlinit. Exact, da. Sănătate și noroc. Fericirea o are. Da, nu are fericire, noroc încă are nevoie. Silvana, zi-mi sincer, unde arăta Dino Maxer cel mai bine? Dacă tu ești în spate, vedem un panou cu poze. Aici arată cel mai bine. Păi uite, la momentul exemplu, actual. Uite,
aici, aici? Da, măi, uite, aici îmi place. Asta e mai recentă. E mai recentă, da. Ce urezi? Îi urez din suflet la mulți ani să fie sănătos, să fie fericit alături de familia lui minunată. Eu pe cel mic, cel puțin, îl ador. Uite-l cât e de grozav și de scump. Se joacă cu fimea, că nu puteam să vin decât cu fimea, da, la petrecere. Dinu Maxer a avut parte de cea mai frumoasă surpriză la împlinirea celor 41 de ani, iar cei peste 100 de invitați au dansat și au chefuit până dimineață. Sonia Trifan a studiat meniul, pentru că și ea se pregătește de un moment important al vieții. La anul tu te pregătești de nuntă. Bineînțeles, eu la anul vă aștept să veniți să fiți alături de mine. Lucian are nevoie de un cavaler de onoare, sper că vei accepta invitația noastră să fii alături de noi și bineînțeles că vă invit cu cea mai mare plăcere și cu cea mai mare dragoste, pentru că sunteți emisiunea mea favorită. Mă simt foarte bine, chiar îmi place să dansez și de ce să nu mă simt bine? Eu deocamdată vreau să-mi trăiesc viața, cum crede-mă, am stat 6 ani jumate într-o relație, am ieșit din cușcă, acum vreau să mă distrez. Dar îți priește viața asta, nu? Da, îmi place foarte mult. Serios? Vorbesc la modul cel mai serios. În ultimii 6 ani cât ai fost cu mine? 6 ani jumătate. Între cântăreți, actori și alte personalități, observăm o persoană deosebită. Pictorul fenomen Marian Bașa, cel care a devenit celebru prin stilul inconfundabil de a picta cu picioarele, a contribuit și el la marea surpriză. Ei, asta e într-adevăr cea mai frumoasă surpriză a serii. Bună seara, Marian! Bună seara! Am venit să-i urez un la mulți ani călduros lui Dinu, prieten vechi, să fie sănătos. Noi ne cunoaștem de 12 ani. Dinu-l cunoaște pe Marian dinainte să mă cunoască pe mine, deci sunt prieteni vechi. Da, e incredibil, deci e un tip fantastic. Vai, ce frumos! Ha, mi s-a ridicat părul pe mine! Aici ne pregătim, adică de dacă nu suntem noi în petrecerea, nu e petrecerea adevărată. Uite ce vorbește, deci, Charlie. Idee când acest trio nu e întâmplător în seara asta. A? Mai mult nu vă spunem. Da, pregătește ceva. Decât o premieră la voi. Se pregătește ceva. Si, senior. Gătim ceva pe aici. Fi jos, 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 vara jos, 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 acum jos. Să dea Dumnezeu să aibă sănătate, viață lungă, să se bucure de cei dragi, cei dragi de el, să-l iubească Dumnezeu și publicul. Asta e tot ce-i doresc, să aibă ani mulți și fericiți. Și copii mai mulți. Ei sunt niște oameni minunați, frumoși și amândoi. Dea este o soție minunată, am văzut-o cum s-a implicat cu totul. La mulți ani, să fii sănătos, voios, bucuros. Deci așa cadou, așa material frumos. Vă mulțumesc din suflet. Cu drag.